simt foarte bine, mă simt în formă, atât că m-a luat așa o răceală, nu știu de unde, m-am pricopsit cu ea. M-am trezit cu ochii foarte roșii, probabil că observați, și sunt un pic cu frisoane și cu, cred că în curând, febră. Dar e ok, ignorăm. Ziua asta chiar n-o s-o strice nimeni cu nimic. Zim, cu ce te-a surprins iubitul tău Spic la miezul nopții? Foarte drăguț a fost. Eu am ajuns destul de târziu aseară pentru că am avut toată ziua treabă prin oraș, însă m-a așteptat cu cadouri pe pat. Niște cadouri despre care îți dai seama că nu o să stau să le înșiruiesc acum, pentru că sunt, le ținem doar pentru sufletul nostru, dar cadouri care m-au impresionat foarte mult fiecare în parte. La noi mai erau câțiva prieteni care la fel m-au așteptat tot cu surprize și ne-am simțit bine de la 12 noapte, am petrecut așa în familie. Deci a fost o mică petrecere pusă la cale de... O mică petrecere surpriză. Și de altfel am mai petrecut și în weekend cu familia și cu câțiva prieteni apropiați la munte. Am zis că anul acesta nu mai fac un party de zile mari cu 220 de invitați, așa cum au fost petrecerile de anii trecuți. Am zis că o să petrec în familie și cu cei foarte apropiați. Ce îți dorești de ziua ta să ți se îndeplinească și pe plan profesional și pe plan personal? Pe plan personal sunt foarte fericită și foarte împlinită și cred că singurul lucru care ne lipsește ar fi un copil sau doi, de ce nu? Dar pe plan profesional sunt câteva lucruri care eu cred foarte mult în forțele mele proprii și în Dumnezeu și știu că mă va ajuta. Iar ceea ce mi-am propus pentru anul acesta, cu siguranță se va îndeplini. Nu accept altfel. De ce nu este Spic alături de tine? Pentru că Spic pregătește un album, pregătește un nou hit. E vremea să muncim. Știi cum, am tot stat în vacanțe, ne-am relaxat, ne-am distrat.